Salutări, dragi prieteni, în fața voastră iarăși este Victorius Libertus și noi Druidus. Împreună Victorius Libertus Druidus. Mică plimbare prin Moldova și să vizităm niște locuri interesante care, ca întotdeauna, o să le arăt și vouă. Oamenii aceștia nici nu vă prezint, deoarece eroul principal, ia câtele. Ei nu au nevoie de prezentare. Da. Și noi acum mergem spre peștera surprizilor. Și este a doua peșteră după mărime din Republica Moldova. Iată, am găsit intrarea. După unele date am auzit că această peșteră era închisă, deoarece cineva s-a traumat și pentru ca oamenii să nu riște, era închisă. Dar văd că intrarea este deschisă și acum ne pregătim și ne pornim. Pregătiți-vă și porniți-vă. Încercăm să înțelegem cum asta lucrează. E că era printr-o parte. Opa, opa, ia câtă lei. Ei, nu țineți rândul? Rămâneți? Da. Am văzut acolo jos. Am citit că sunt câteva etaje, sunt 3 etaje a peșterii. Și probabil când spune lungimea peșterii de 1000 și ceva de metri, probabil să sare în vedere toate. Aici am găsit o crăpătură. Acum și să vă arăt eu cum noi trecem prin aceste strâmtori. Toate aceste strâmtori, ele au denumiri. Am citit câteva denumiri. Cu siguranță eu nu știu care și unde se află. Noi trebuie să ieșim în partea opusă. Unde? Undeva. Nu, zic, eu mai departe de aici n-am mers. Să ieșim undeva afară? Da. Da. Hai să începem partea asta, să vedem. Asta e probabil crăpătura cei care o vedem noi de sus. Iată, este aici. Ești sigur că încolo ne ducem? Poate parte. Păi noi cercetăm toată peștera și să vedem ce găsim interesant. Da. După date, această peșteră are de la 11 la 13 milioane de ani, așa am citit eu. Gata, aici e el. Deci s-a format în când era marea. Și a fost descoperită în anul 1970. Deci prima dată s-a descoperit. Uitează cum stau bolovanii ăștia și parcă cușa scadă pe noi. Încolo este trecere, că mai departe încolo? Da, da, mergem, tăci putem descoperi, tăci descoperim. Aaaa, uitați-vă unii, coborâm, a să ajungem pe închin acum. Încă vreo câteva zeci de kilometri în jos și ieșim parcie. Acolo e finish-ul. Dar aici este, uite, sub piatră, tot o trecere. Păi oamenii cercetează peșterile și acolo este, văd că aici tot este o trecere micuță pe sub pietre. Ia veniți încoace, uitați ce am găsit eu. Acolo tot este una. Împărăție dwarfilor. Și uitați-vă, e tot coboară, coboară cum a spălat apa pe jos. Și acolo, este trecere. Probabil ne întoarcem înapoi de unde am venit. Hai, vine. Eu am găsit tunel, nu știu, noi de aici am venit? Mi se pare că nu. Da, băi. Ce da? De aici am venit. Pietrele sunt foarte, foarte lunicoase. Tot acolo, da. Și trebuie să fiu atent că pot să mă țin doar cu mâna și să nu mă lovesc. Sunt încăperi studii mari. Uitați ce structură la pietre frumoasă, acolo dăm mai aproape. Ia uite pe telefon, parcă strălucești pe acolo, vezi? Ia uite, da? Pietrele cum strălucesc.
Uite, Mănăstirea Hâncu. Mm. Te-ai văzut apă la Mănăstirea Hâncu vreodată? Interesant. Caracui. 907. Ce lună acum? 05? 05. Uite, aici au fost pe 907. Încă vreo două luni. Noi tot chiar scriu. Păi vedeți să ieși cel care zboară. 1975. Hai, ce rapid nici nu dă de să o filmezi. Probabil trebuie să urcăm pe sus. Da, văd că aici nu știu dacă este drum. Ești sus, dar eu propun acum. Văd că șoricuțul a zburat încolo. Nu este trecere, probabil continuare este în parcie sus. Uitați-vă ce interesant cum iese aburi din cap la constatier. Să observă asta pe telefon. Parcă e Sfântul Duh. Avem așa tradiție de a medita în locuri interesante. Și aici am în peșteră, așa sub pământ, am gătit așa un loc faimos. Continuăm traseul. Unicul care, continuare care găsit este drumul acest care duce acolo în sus. Constantin spune că acolo continuare nu este, însă eu tot știu că această peșteră trebuie să ne ducă la altă ieșire. Probabil noi nu știm unde este. Am ajuns așa o trecere foarte scurtă. Îngust, da. Mulțumesc. Și să încerc să trec. Aici este posibil doar. Gata, să mergi. Cu cald, la sigur. Dar altă continuare noi parcă n-am găsit. Iată cum, cum trec eu acum. Uitați-vă cât de scurt, dar eu încă sunt destul de slăbuț. Eu am continuat cercetarea. Unica cameră care am găsit-o, am trecut printr-un tunel foarte scurt și aici scrie stop, este X. Mai departe nu este continuare. Și uitați-vă prin ce găurică am trecut eu aici. Și prin această găurică trebuie să mă întorc înapoi cu marge îmi încă pe capul. Stimați prieteni, Victorius Libertus Druidus se deplasează în peștera surprizelor. Surprizelor, iată asta e gaura prin care el a povestit că trece. E experiență extraordinară. Prima mea peșteră într-atât de studiată. Într-atât de strântă. Într-atât de strântă. Am spun o glumă așa, de fapt mai strâmtă ca la fosta mea. Tac. Și cam așa. Noi continuăm mai departe. Scriți-mi, vă rog, în comentariu, știu și unde este ieșirea în parcie. Deoarece noi, cât am mers, n-am găsit nimic. Iată așa a fost plimbarea noastră în peștera surprizilor. Și noi așa și n-am găsit ieșirea în partea ceia, poate ea nici nu există, eu consider. După cum țin minte, eu știu că ea există. Nu, sau parcă așa știam că sunt două intrări, între pe o parte și ești pe alta. Însă trebuie să dau lumina mai încet acuși. Însă continuăm aventura noastră și plecăm în următoare locație, așa că... Ne vedem la lumină.